În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot. Acum când am emis acest motto, fără să fac nicio publicitate în niciun fel, parcă mi-am adus aminte și îmi sună așa la crug. Îngăduiește-mă și îți voi părți ție tot. Iubiți credincioși, cred că una dintre cele mai tulburătoare evanghelii care ne lămurește asupra datoriilor pe care noi le avem față de Dumnezeu, față de aproape și față de noi înșine, este pilda datornicului celui rău. Și iată, în mijlocul verii, Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne băga în cuptorul actual, adică datoria. Cu toții avem mai mult sau mai puțin o datorie la o bancă, datorii la un verișor, datorii la un vecin, am vrea să îmbătrânească mai repede un bunic, să putem să mai respirăm și noi, că știți toată povestea aceasta a traiului bun, zice că se datorează unor lucruri foarte simple și foarte mici. Zice, o mică șansă și o mică moștenire. Toți așteptăm să vedem cum ne putem în lumea aceasta strecura astfel încât să știm să ne plătim datoria. Cred că lecție mai importantă decât cea predată de Sfinții Părinți astăzi nu există. Și anume, în câteva cuvinte am să vă aduc aminte despre pericopa aceasta datornicului, și anume ne spune Sfântul Evanghelist Matei că într-una din zile Mântuitorul a zis ucenicilor pilda aceasta: asemănase-va împărăția cerului unui om stăpân care a făcut cu slujitorii săi socoteala și a trimis de a chemat pe datornicii săi și a venit la el un datornic cu 10.000 de talanți. Numai o paranteză vreau să vă fac pentru a vă da seama de grozăvia acestei datorii. Este vorba de 10.000 de talanți, cam că ar însemna acum 49,7 tone de argint. Înseamnă o garnitură de tren. Nu știu dacă la CFR sau GFR sau alte firme, dar cam așa înseamnă. Vă să zic că o datorie imensă. Ca să mai fac o altă scurtă paranteză, vă imaginați că omul acela care avea o datorie primise acea datorie. Probabil că o primise, nu știu, nu intru în amănuntele vremii, dar cum ar fi ca să înțelegem noi? Iei de la bancă un credit de 10.000 și peste 25 de ani afli că ai plătit din el fix 1.000 de lei și mai ai dat încă 9.000. Că restul au fost comisioane. Păi să zicem că așa a fost, dar avea o datorie de 10.000 de talanți. Și atunci stăpânul când a aflat că n-are, ce aduceți-l încoace? Păi vindem pe el, soția, copiii, tot ce are și poate plătește datoria. Adică cum ar deveni acest credit de a îți lua casa și după aia mai rămâi dator și pentru faptul că ai îndrăznit să deranjezi o bancă, să iei o casă care nu mai are valoarea pe care a avut-o când ai dat-o banii pe ea. Vă să zic că acest lucru se întâmpla cu un om real. Se întâmplă, de fapt, cu fiecare dintre noi și să mergem mai departe. Când a văzut omul că trebuie să plătească datoria, ca să-i acord circunstanțe atenuante, v-am spus, el a primit o sumă, dar când e vorba să o dai înapoi, din binecuvântate pricinii, îți faci ce s-o cotem. Măi, eu am primit o parte din banii ăștia, ce-am făcut cu ei? Păi mi-am luat o casă, domnule, nu se supăra, am luat o casă, iau înapoi. Nu, domnule, nu se poate așa ceva. Păi casa aia nu mai valorează așa și merge mai departe, datoria rămâne datorie. Și s-a rugat de stăpân și i-a spus, îngăduiește-mă și îți voi plăti ție tot.
Nu putem să facem proces de intenție, să spunem că acesta vroia numai o păsuire și după aia să vedem cum voi face eu și da, să scap astăzi. Știți că asta e problema fiecăruia dintre noi, vrea să scăpăm astăzi, că mâine o vedeam noi ce o face. Nu putem să facem acest proces de intenție. Pur și simplu omul poate a fost sincer, nu ne interesează dacă n-a fost, a zis, îți voi plăti ție tot. O să vă întrebați, ne întrebăm așa noi cârcotașii, bine, dacă putea să plătească tot, de ce n-a făcut-o până atunci? Mă rog, trecem peste asta, că vom afla de ce. Și anume, stăpânul a fost prins de milă. Cred că nu era bancher, că la ei nu se poate întâmpla așa ceva. A fost prins de milă și a zis, nu numai că te păsuiesc, nu mi-ai mai dai deloc. Și a iertat datoria pe loc. Acesta bucuros a plecat spre casă și spre casă din datornicul care era până acum câteva minute și-a schimbat calitatea. Nu mai era datornic. Era omul cu datoriile la zi și își putea permite. Și anume, își putea permite să strângă de gât pe cel care era dator la el cu 100 de dinari. Bă, fraților, 100 de dinari, ca să înțelegeți foarte bine despre ce este vorba, este vorba de 100 de zile de muncă, asta înseamnă 3 luni și jumătate, deci 3 salarii și jumătate minim pe economie, ca să fie clar. Bă, față de vagonelile de argint, e o diferență, nu? Ce schimbase atitudinea? Că probabil se mai întâlnise el cu datornicul ăsta lui de 100 de dinari. Dar acum omul se știa că nu mai are el altă datorie și din debitor a devenit din creditor a devenit debitor. Când și-a schimbat calitatea aceasta și el trebuia să primească, imediat l-a dus pe om până la închisoare. Și s-a dat veste ce s-a întâmplat cu unul care ia, uite bă, săracul, pentru 100 de dinari, zace în pușcărie. Și a întrebat stăpânul ținutului, dar cine e, la cine avea datorie? Păi la cutare. Oh, ăla pe care l-am iertat eu. Chemați-l încoace. Și l-a chemat și a zis așa, franc, slugă vicleană, ți-am iertat datoria de 10.000 de talanți pentru că mi-ai cerut. Dar tu n-ai fost în stare să ierți datoria de 100 de dinari a fratelui tău și l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Vă imaginați acum în libertate dacă nu-l prost plăti de pușcărie nici atât. Va să zic că trebuie să vedem cum s-a încheiat. Și anume, spune Mântuitorul, așa se va întâmpla și cu voi dacă nu iertați seminilor voștri. Dacă vreți să o facem așa pe scurt, vă spun foarte simplu. Datoria de 10.000 de dinari este egală cu 100 de dinari. Deci 10.000 de talanți sunt 100 de dinari. De ce? Pentru că dacă ar fi acceptat datoria respectivă a fratelui, cu siguranță că va fi rămas așa. Ce trebuie să învățăm noi din asta? Învățăm niște lucruri extraordinare. Cum putem noi să mergem pe stradă cu o așa datorie față de cineva? O să spuneți că n-am ajuns noi să avem atâta datorii. Ba da, avem față de Dumnezeu niște datorii pe care noi însă nu prea le băgăm în seamă. Avem o sănătate pe care o băgăm în seamă numai atunci când ne băgăiască pe noi. Numai pe patul de spital aflăm cât ar costa un rinichi ca să facem un transplant, cât ar costa un ficat, cât ne-ar costa un braț sau un picior. Puteți să aflați lucrurile acestea și atunci când se întâmplă, Doamne ferește, sau să înțelegeți pe cineva ce înseamnă daună totală. Că eu n-am înțeles de multă vreme acest principiu, dar l-am înțeles acum. Pe propria piele, mă rog. Daună totală înseamnă atunci când mașina îți dai seama că are un preț, dar dacă o iei piesă cu piesă, are alt preț. Și anume, dacă lovești o mașină așa pe românește, mai pricopsită, numai o bară din față costă vreo 100 și ceva de milioane. Două faruri și o capotă și scrie acolo daună totală. Zic, cum adică domn daună totală? Păi ce, mașina asta a fost asigurată la suma de 20.000 de euro și uitați-vă că deja noi ne apropiem de 22.000 de euro, numai că dacă vă schimbăm asta, asta și asta. Și așa că noi vă dăm cât
Suntem datori la dumneavoastră. Cât ați asigurat mașina, luați banii și se numește daună totală. Dom'le, dar mașina a rămas jumate întreagă. Deci depinde la ce jumătate vă uitați. Noi o vedem pe cealaltă și așa că mulțumiți-vă cu ce vă dau. Așa se întâmplă cu omul. Omul, la un moment dat când vă uitați la el, ca cineva căruia îți dau o palmă, ziceți că nu merită nimic. Dar dacă ne gândim ce instalații ne trebuie ca să respirăm singuri dacă nu putem cu plămânul nostru, dacă ne dăm seama cât trebuie să dăm din timpul nostru să facem o dializă pentru faptul că nu mai valorează rinichiul nostru cât valora, ne dăm seama că dacă le adunăm așa, sărim de 10.000 de talanți fiecare. Asta numai în condițiile în care nu suntem niște performeri care să facem banii ăștia într-un an. Un om normal are această valoare. Și atunci, ce putem să învățăm noi din toată povestea asta a datoriei? O atitudine. Adică, dacă Dumnezeu ne-a dat mâini, picioare, plămâni, rinichi, ficat și așa mai departe, de inimă nu mai vorbesc, să vedem cum putem să ne plătim datoria, pentru că trebuie să plătim datoria înainte de a ne chema Dumnezeu să dăm socoteală. Și anume, zicem, Doamne, Tu mi-ai dat picioarele astea, uite, eu nu pot să mă deplasez așa în timp util, într-o zi, la ceea ce am de făcut, dar am să mă străduiesc ca măcar o dată pe lună să merg pe picioarele pe care mi le-ai dat Tu, fără să apăs pe pedale, măcar 5-6 km. Atât. Asta înseamnă că ne-am răscumpărat picioarele. Doamne, mi-ai dat două brațe. N-am să pot niciodată să îți dau înapoi investiția, ci o pot face într-un singur fel. Să ajut cu aceste brațe pe cineva. Dacă n-am cum să ajut pe cineva, să îmbrățișez pe cineva care are nevoie de îmbrățișarea mea. Și deja am valorizat brațele noastre. Mi-ai dat, Doamne, ochi și n-am cum să ți-i plătesc pentru că sunt foarte scumpi. Nu afli cât de scumpi sunt ochii nici atunci când te uiți la Christian Dior în raft să vezi cât costă niște ochelari. N-ai cum să afli până când nu rămâi orb cât de valoroasă este privirea și vederea. Și atunci spui, Doamne, ca să pot totuși să mă revanșez, îți promit că am să văd numai lucrurile frumoase. N-am să mai văd gunoaiele, n-am să mai văd omul pocit, n-am să mai văd altceva decât frumusețea. Mi-ai dat urechi, nu pot să ți le plătesc, dar măcar îți promit că mă voi strădui să aud numai lucrurile de bine. Nu le aud pe cele de rău, nu aud nici judecățile celorlalți, nu aud altceva în afară de lucrurile frumoase care se întâmplă lângă mine. Și așa mai departe, și cu nasul o să mirosim numai lucruri frumoase. Mă străduiesc, cum v-am zis eu, de multă vreme, să nu mă mai scoată din sărite mirosul de tutun și n-am reușit până acum. Am să vă spun când reușesc, pentru că mă străduiesc să reușesc până la urmă. Pentru că acesta este prețul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la mine. Că ne zice clar Evanghelia, a chemat, așa e împărăția cerurilor, a chemat stăpânul să îi se aducă pe toți care au dat fii. Când o să ajung eu acolo, zice, ăsta e ăla cu nasul. Păi, 10.000 de talanți, dă-i încoace. Păi, ți-am dat nasul și tu, ce, în loc să miroși numai a tămâie, tu miroseai pe toți care stăteau la masa vecină și fumau. Păi, așa se poate. Mă străduiesc să știi. Și vă promit, în scurtă vreme, să vă aduc și această mare, mare veste, că nu mă mai deranjează cei care fumează. Să nu credeți că este lucru de glumă. Orice simț pe care Dumnezeu ne-a dat printr-un organ al nostru costă foarte mult. Și cum îl valorizăm? Prin îmbunătățirea lui. Și așadar să mergem mai departe la datorii.
Are vecinul meu o datorie la mine? Sau vecinul meu este statul? Ca să intrăm direct în amănunte, nu mai trecem de bancă, deja am vorbit prea mult despre ei. Statul are o datorie, adică eu am o datorie la stat, se numește taxă și încep să mă gândesc, domnule, eu i-aș da pe ăștia dacă aș vedea pe unde sunt. Nu. E deja o judecată măsluită, falsă. Nu. Dacă noi am începe să fim sinceri cu noi înșine și cu relația noastră cu Dumnezeu și cu celălalt, celălalt chiar numit Dumnezeu, așa v-am zis, și statul, am începe să discutăm altfel cu noi înșine. Măi omule, impozitul ăsta pe care îl ai, îl dai în schimbul celor 10.000 de talanți pe care Dumnezeu ți-a iertat din datorie. În momentul în care avem această conștiință, să știți că ne va fi mult mai ușor să întoarcem sutea aia de dinari pe care zicem noi că statul o are la noi și să-i o dăm înapoi. Dar nu sunt toate lucrurile așa bătute pe casa de marcat. Mai sunt și niște sume pe care probabil le mai primim pe colo, pe colo. Trebuie și aici să avem mare grijă. Eu, unul personal, am rezolvat această problemă de la începutul preoției mele. Părintele Serii mi-a zis, tată, vei avea o problemă vis-a-vis de bani. Hai să spun cum se face. Măi, frate, când banul este oficial pentru un anumit lucru, adică cu o destinație fixă, o folosești pentru destinația respectivă, dar ce, mai rămâne câte ceva. Ei, cu acel ceva, îți faci tu o socoteală. Mă, că-s 16%, că-s 20%, că-s 50%, cât vrei tu, dar numai să fie un procent măcar, pe care să-l dai înapoi altfel. În momentul în care lucrăm cu această conștiință, că tot ceea ce am primit trebuie să ne autoimpozităm să dăm mai departe, să știți că suntem niște fericiți care vom trăi într-o societate fericită bazată tocmai pe aceste principii. Pentru că dacă nu gândim frumos și nu trăim frumos, cu siguranță că începe să ne joace feste rațiunea. Păi stai mă, păi ce ghișeft are statul că mi-am luat eu o mașină nouă? Păi de ce să-i dau? Și începi. Dă-i lui ăla numai atât, dă-i lui ăla numai atât, vezi cum faci, o declar numai atât, am cumpărat o casă, nu pot să plătesc numai 5%, îți faci o fel de socoteli. Fraților, vine scadența. Și nu e scadența aia fiscală, vedeți-vă de treabă, că aia se mai măsluiește încă. Vine scadența când ne vom așeza înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne zice, n-ai să-mi dai aia 10.000 de talanți, bine, nu-i mai dai deloc. Cu ce curaj ne vom întoarce spre casă, când știm că avem de strâns de gât, pe unul pentru 100 de dinari, pentru altul pentru 20 de dinari și așa mai departe, n-ajungem acasă cu siguranță. Pentru că vom ajunge tot înaintea judecătorului și ne spune, n-ai fost în stare să păstrezi zero datoriile tale față de mine, vezi ale tale. Iubiți credincioși, sunt niște principii pe care dacă le ținem în viață, suntem fericiți. Aceste principii țin nu numai de conștiința noastră, ci de modul în care vrem să trăim frumos în societate. Dumnezeu astăzi ne așează în minte ce se întâmplă cu datoria noastră față de Dumnezeu, față de aproapele și iată și față de societate. Dacă vom avea această deschidere de a vedea lucrurile așa cum v-am spus, că orice datorie măruntă pe care o avem este echivalentul datoriei mari pe care o avem față de Dumnezeu și pentru care nu putem să ne străduim să o dăm înapoi, cu siguranță că aici stau adevărul și impostura. Se spune că odată un om care toată viața lui muncise, trudise rău de tot, era tăietor de lemne și spre bătrânețe obosise așa de tare încât nu era vorba de o oboseală din spatele unei zile de muncă, ci era o oboseală acumulată și în ani. Și mergând el cu lemnele la spate, la un moment dat aruncă lemnele și începe să-și roage moartea.
Atunci se spune că moartea a auzit și a ascultat și a venit lângă el și a spus: m-ai chemat? Sunt aici. Și el s-a întors și nu s-a pierdut cu firea și a zis: da, te-am chemat să mă ajuți să pun lemnul ăsta înapoi să-l cam. Cam așa suntem noi, fraților. Oricât am zice că e rău, că e urât, că e... Nu. Vine un moment în care ne facem imediat socoteala și zicem: măi, nu, încă nu. Atunci, de ce să nu trăim frumos? Ce credeți, că omul acela a primit alte puteri de la altcineva? Nu, a primit putere de la el ca să meargă mai departe cu viața. Dacă noi credem că ne-a oropsit prea mult o taxă sau alta, cu siguranță că dacă am afla iminența sfârșitului, am zice: bine, hai că o plătesc, nicio problemă. Mergem mai departe, hai, pune sacul în spate, că mă duc mai departe cu bagajul ăsta. Iubiți credincioși, datoria pe care o avem este mai mult decât toate una psihologică. În momentul în care acceptăm că avem o datorie, în acel moment deja ne este mai ușor să o plătim. În momentul în care suntem convinși că asta e datoria noastră și trebuie să o dăm înapoi, deja mintea noastră este eliberată de tot felul de scurtături și de tot felul de căutări, de rude și de posibilități să scap de datorie. Și atunci, dacă tu accepți că este datoria ta, cu siguranță că Dumnezeu îți va da puterea care este în noi. Puterea celui care a zis: a, da, punem sacul înapoi, că buturuga înapoi, că eu mă apuc de treabă. Avem putere în noi, dar nu este folosită. De ce nu e folosită? Pentru că intervine frustrarea. Dar de ce să plătesc eu când, uite, urmează o amnistie fiscală? Vă imaginați că mintea noastră nu stă degeaba. Mintea noastră imediat găsește posibilități de care să ne tragă în jos. Dar când zici: frate, nu mă interesează, eu îmi plătesc datoria și atât. Suntem fericiți în momentul în care nu am plătit datoria, ci în momentul în care am acceptat că avem datoria și de acum înainte mintea noastră lucrează numai și numai ca să putem să facem suma de a plăti. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne învață atât de frumos că de fapt datoria nu este atât de mare. Datoria este mică. Datoria noastră, cum era datoria celui cu 10.000 de talanți, nu mai era 10.000 de talanți, era să-l ierte pe ăsta de 100 de dinari. Vă imaginați? Vă supun odată socoteala că această 100 de dinari pe care v-am spus-o face parte probabil din mentalitatea poporului român. Dacă întrebați pe stradă, din 10 oameni, 5 cel puțin vă vor spune că la locul unde sunt ei angajați n-au mai luat salarii de 6 luni. Aici sunt. Și atunci 6 luni înseamnă vreo 180 de dinari. Cred că n-am greșit. Dacă am avea conștiința: bă, frate, dacă n-am luat banii ăștia, dar n-am murit de foame, merge mai departe, în momentul acela s-ar încheia toată strădania noastră și toată ura noastră și mai ales toată frustrarea noastră că am muncit degeaba, zis. Nu, n-am muncit degeaba. Și sunt sigur că se vor întoarce lucrurile astfel încât cel în cauză, cel liniștit, să poată să primească de la Dumnezeu ce? Poate că nu primește direct. Dacă primești sănătate, nu-ți dai seama cam cât ai dat pe niște medicamente. Nu lăsați pe Dumnezeu să vă arate cât costă sănătatea. Nu lăsați pe Dumnezeu să arate cât costă un plămân. Pentru că nu e cazul. Este mult mai scump decât suma pentru care cârcotim noi la fiecare ceas. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă șteargă datoria și să vă înlocuiască cele 10.000 de talanți cu 100 de dinari. Pentru că poate să fie suportată 100 aceea de dinari. Chiar dacă poate să reprezinte 3 luni și jumătate de muncă degeaba, cu siguranță că Dumnezeu știe că ne-am achitat datoria și ne va ține picioarele, mâinile, ochii, urechile, privirea, ni le va ține sănătoase. De ce? Pentru că am știut să ne achităm datoria cea mare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.